Craiova fotbalistică nu-și uită legendele, îi cinstește cum se cuvine pe marii jucători care au scris istorie în tricoul alb-albastru al Universității Craiova, fie când le este ziua onomastică, fie când îi comemorează pe cei care au trecut în lumea de dincolo. Astăzi, o parte din membrii familiei Craiova Maxima, Silviu Lung, Adrian Popescu, Sorin Cârțu, Costică Donose, Nicolae Negrilă, Nae Ungureanu, Gheorghiță Giolgău, Aurică Beldeanu și Emil Sândoi, dar și managerul general al CS Universitatea Craiova, Felix Grigore, au fost prezenți la mormântului Zoli Crișan, în ziua în care s-au împlinit 11 ani de la trecerea în neființă acestuia. Mie unul, Zoli mi-a lipsit la acești 11 ani, pentru că eu cu Zoli am amintiri plăcute, atât fotbalistic cât și sentimental. Mare păcat, pentru că s-a dus așa de vreme, la 48 de primăveri. Zoli fiind un băiat extraordinar, o să vă spun. 11 ani de la moartea lui Zoli Crișan, fostul dumneavoastră coleg de cameră. Da, bine, nu numai coleg de cameră, un coleg super, un om deosebit, de o inteligență aparte, pe lângă faptul că era un mare fotbalist. Vedeți cum în viață, viața e cam dură, poate acei oameni buni, corecți, inteligenți, deosebiți, se pleacă mai devreme dintre noi. Mormântul lui Zoltan Crișan se găsește lângă cel al lui Cristi Neamțu, un alt fost component al Universității Craiova, decedat în 2002 la numai 22 de ani.